Cerbuia, fac din 21 a doua. Este pentru, împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de fază a comunei de Liviu pentru anul 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea la plată a sumei de 4.500 de lei pentru programarea centrului de transport personal didactic și al studiat aferentă luni decembrie, ianuarie și februarie. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru stabilizarea Bacău, Orăș și Comănești. Raportul privind, raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Elechiu și diverse. Inițiator, primarul, cine este pentru? Împotriva, abține. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție a bugetului local pentru anul 2017. Potrivit datelor consemnate în contul de execuție bugetară încheiat la 31.12.2017, Comuna Chelegiu înregistrează următorii indicatori financiari și venituri bugetare totale 7.822.690 lei, cheltuieli bugetare totale 7.914.703 lei, cu un deficit de 92.013 lei. La finele anului 2017, execuția bugetară s-a încheiat cumulat cu un excedent de 1.852.238 lei, provenind astfel. O economie la secțiunea de funcționare de 671.272 lei și un deficit la secțiunea de dezvoltare de 763.286 lei și un sold al anului precedent de 1.944.252 lei. Deci rezultând un excedent final de 1.852.238 lei. Sintetic, execuția bugetară la finele de anului 2017 ar prezenta următoarea structură. Încasări totale 7.822,69, din care venituri din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte și alte venituri de 856,6 lei, cote defalcate din impozitul pe venit de 1.446,58 lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată de 5.152,68 lei, subvenții primite de la bugetul de stat și alte bugete de 366,8 lei. Corect, un pic tândiți ca să iei deși la cheltuielile efectuate din bugetul pe anul 2017, efectiv plățile efectuate, sunt în valoare de 7.914,70 lei, din care cheltuieli de personal 4.519,59 lei, bunuri și servicii 1.387,26 lei, transferul între unități ale administrațiilor publice 66,63 lei, alte transferuri, aici intră culte religioase, de 20,96 lei. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, 26,76 lei. Asistența socială, 829,67 lei. Cheltuieli cu investiții, 1.105,28 lei. Și mai avem și niște sume recuperate din anul, în anii precedenți, de 41,45 lei. Ele vin cu minus la cheltuiala. Practic, veniturile pe care le-am prezentat, defalcate astfel de 856,582 lei, veniturile proprii, reprezintă un 10,9% din totalul veniturilor. 1.446,622 lei
sunt prelevări de la bugetul de stat sub forma cotelor și sume defalcate din impostul pe venit și reprezintă 18,5% din total. 5.152.687 TVA-ul reprezintă 65,8% din total și 366.798 subvențiile de la bugetul de stat reprezintă 4,6% din totalul veniturilor încasate. De altfel, cheltuielile pe care vi le-am prezentat, la cheltuielile de personal de 4.519,59, pe administrația publică avem 1.105,43, efectiv capitolul 51, iar ca ordonator terțiar de credite școala Helegiu, 2.659,25, și indemnizații persoane cu handicap de 283,78 lei. Iar cheltuielile cu asistența socială de 829,67 sunt împărțite în 614,37 mii lei indemnizații cu handicap și 178,30 mii lei ajutoarele de încălzire de plenă. Și cam asta ar fi execuția sintetică. Sunt discuții. Da, discuții. Supunem la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu abțin. Doamna se abține. Și eu. Și domnul Mădă la 3. Rapoartele de realizare pe comisii? Scrie abțin. La comisia economică. Așa au fost la început. Da. Rapoarte de realizare, zic, e abține. Da. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind planul de fază a comunei Helegiu pe anul 2018. Discuții? Să punem la aprobare. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea la plată a sumei de 14.500 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor transport didactic auxiliar aferente lunilor decembrie, ianuarie și februarie. Asta cu ei pe care nu știu. Deja e... Deci abține prevăzut. Dorin, ce aduni în caunul? Ia un caun. Trecem la... Trecem. Că acum ar fi decembrie, ianuarie și... În viața la mare. Pentru că am făcut ședința de buget după. Nu trimisese la școala de ce s-a întâmplat. Proiect de hotărâre privind aprobarea expunerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Utilizare Bacău a orașului Comunești. Da, aici aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Cred că știți cu toții și s-a făcut tot mediatizat în presă, nu știu, la televiziuni. Situația Comăneștiului, am avut acum câteva luni situația Moineștiului, situația Dărmăneștiului, nu știu ce să zic. Știu atât că dacă m-aș pune în situația domnului primar Miron, n-aș fi fost deloc plăcută situația, mai ales că dânsul are acolo un serviciu funcțional ca și noi la Helegiu, mi se teamă că putem urma noi peste câteva luni să fim în situația respectivă. Înțeleg și cu vederea adisului a domnului Sieto, care am avut discuții și suntem în pericol să nu putem folosi cerul la 2 începând cu 1 mai și atunci vom fi cu toți într-o problemă că nu avem un depozit la bunurile menajerii. Chiar am urmărit emisiunea de la Tele Bacău sau nu știu cu domnul Miron. Pertinente răspunsurile lui și am practic înțeleg cum stau lucrurile. Dar cred că și noi, primarii și Consiliul Local, ne-am cam grăbit cu ani în urmă când am aprobat regulamentul și astăzi cam lucrurile ai ce face. Pentru că eu l-am înțeles, mai ales că dânsul e singura unitate ce strânge gunoiul selectiv și atunci, normal, gunoiul ce ajunge la celula 2 e cantitatea mult mai mică decât ajunge la Helegiu, de exemplu, sau de la Moinești sau de la Onești. O bună parte din materiale el le reciclează și le dă către alți furnizori. Cred că acolo e o problemă de comunicare. Acum, cu noi sau fără noi, am înțeles că situația dânsului deja e marijată.
o să-l excludă, că majoritatea din Consiliul de Administrație o să aprobe așa. Am înțeles că ești susținut. A, posibil să fie, nu mai știu. Deci nu mai știu, pentru că la noi în România se face mai mult. Și atunci ce mă sună în continuu și mă nebunește să punem ședința cât mai repede, cât mai urgent. Da, de exemplu, ieri am primit chiar o adresă la ADIS, eu sunt vulcanic, așa știți foarte bine, și când mi se pune pata, mi se pune. Nu mi se pare ok, îmi trimite o adresă în care spune că am 6.000 de lei datorii către ADIS, cotizație la, pe anul 2018, situația în care suntem în luna martie astăzi. Și mi-aduc aminte foarte bine că noi acum două luni sau o lună nu am aprobat acea cotizație, nu mi s-a părut ok și nici în regulă să o tripleze. Am înțeles, inflații, salarii s-au mărit peste tot, o facem 4.000. Dar 6.000 nu, mi-a trimis adresă că avem datorii. O să merg la ADIS și o să întreb cum stau lucrurile. O vedea care sunt rezolvările, suntem depășiți. Acum, dumneavoastră, cei care hotărâți, v-am spus punctul meu de vedere, nu înțeleg și pe domnul Miron, nu înțeleg și pe domnul Seto, putem fi și noi în situația lui Miron, mâine, poimine, oricând. Mulțumim Dumnezeu că suntem așa și că încă mai putem duce serviciul nostru. Nu vă spun că am avut și control de la DRSC, pe un nou menager, pe funcția lucrătate, ne-a dat niște termeni și nou. O să încercăm să le ducem la capăt cât putem. Trebuie să înființăm și noi o societate comercială, care pentru mine înseamnă, nu știu, ne ducem în capăt. Adică, atunci, dumneavoastră, execuția pe 2017, că avem 700.000 de lei, aproximativ, buget local din taxe și impozite. O sumă extraordinar de mică, mai ales că cheltuielile sunt foarte mari. La nivel de UAT Helegiu, care nu e UAT Păsărești sau Sândulei sau, nu știu, Bogdănești, cu Trotuș, Cașin și Mănăstirea Cașin. E o comună mare, o comună cu 7.000 de locuitori, o comună în care avem 70 km de drum comunal. Mi-și teamă, mi-și frică să mai ies prin comună. Mă duc la Drăgugești, noroiul cât mașina. Mă la Plătirea, noroiul cât mașina. Situația în care am trecut, am cărat balaze 7-800 de milioane. Sort, nu de Tazlău sau din altă parte. Și de când sunt la primărie, de 12 ani, an de an, s-au cărat balastul toate ulițele și parcă intră în pământ, parcă dispare. Deci nu știu ce, doamne, ce se întâmplă. Trebuie să o duc la capăt. Problema e bani. Problema banilor e și în România, nu mă la dirigiu. O vedea cum o scoate la capăt. Pot să văd dacă tot discut și nu știu dacă să mai vezi la diverse. Vreau să vă spun că și lucruri bune. Marți am fost la Purești, am semnat contractul de finanțare și cele două proiecte pe RDL am reușit și, dacă Dumnezeu, într-o lună jumate, două, ne apucăm de execuții. Vorba de dispensarul Helegiu modernizat și vreau la Brătirea modernizat. Ieri am fost la Iași pentru camionul de la Helegiu Egal, unde am primit promisiunea că luni, marți, o să vin în vizita în teren și, dacă Dumnezeu, cât de repede dăm drumul la treabă. Azi m-am întâlnit cu un proiectant și cu un, la Brătirea pentru ce orice acolo să betonăm panta aceea. Într-o primă fază am fost că mergem mai repede, dar se pare că nu e așa cum am zis eu. O să fim din nou la mâna domnului naționale. Mi-e teamă din răspunsul lor, pentru că așa am pățit și cu alie la Helegiu. Știți că am băgat o lista de investiții să facem o alie până la drumul din noastră spre Bălăneasa. Avem bani, avem proiect, avem tot ce ne trebuie, dar trebuie să obținem autorizația de la și avizul domnului național. Pentru că e de-a lungul drumului național și ei dau aviz. Așa nu e România. La fel și cu Brătila, avem aceeași situație. Nu e un anumit ăsta? Păi nu prea din cadrul ăsta. Pentru că dacă timp după zona de poziție a drumului, trebuie să fie 25 de metri la axul șosei. Și facem 25 de metri, dar 25 de metri în polul. Facem prin curtea omului. Avantajul nostru e că porțiunea aceea pe care vrem să o construim e tabulată și în proprietatea noastră. Dar nu știu ce o fi. Vom vedea. Eu am emoții că la noi suntem începuți la pune piedici și să stăm pe loc. M-am văzut dacă atunci dumneavoastră, duminică, cum România te iubesc, mă iubesc, mă mai amuz o câteodată, cum stăm pe loc de 6-7 ani de zile să facem o minel la comun, la capitală, din cauza gătirilor și a birocrației ca la noi. Discutam eu, domnul director, la FIR, 6 angajați, 6 de proiecte. Vă dați seama că sunt cărzi și n-are cum să ți le aducă la timp și să le... În fi, sunt chestii și chestii. Da, dacă aveți discuții pe tema extinderii Comăneșului, dacă nu, cine este pentru? Cine este împotrivă? Împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă sau cine se abține? Abține. Abține. Abține.
Da, și o să vedem ce o să mai întâmplă. Ce mai bine e așa, poate... Și am înțeles că oricum că sunt 50... Sunt 50 de care au votat deja. Da, unde s-a părut, nu m-am făcut. Știu că la Bacău nu m-am făcut. Oricum, depinde de noi, nu-și bagă teama. Posibil să urmăm și noi după aia. Da, nu știu. Vă dă seama că eu aș fi la situația lui Miron, că sunt ca și el vulcanic și nervos când se pune problema să renunț la ceva. Ce fac cu patru oameni? Trebuie patru oameni acasă care avem angajați, mașină luată, chiar dacă cheltuim poate mai mult, dar măcar nu bagă nimeni sura în coaste, plătim sute de milioane în fiecare lună, persoane care nu sunt în comunicare. Și eu am 6.500 de măcar dacă le adunau deci, ei, dar... Deci, trebuie să o adresez să-i confirm că, conform Institutul Național de Statistic, la Ghelegiu sunt dat 6.600 locuitori. Eu am curajul să merg să numărăm împreună și o să vedeți dumneavoastră că mai mult de 3.500 nu am ELG-ul astăzi. Deci asta am garantat. O să fie perioada până să fie 2000. Săptămâna trecută, domnul Mărgălin, am semnat la Drăguție și în jur de 80 de contracte să plece în Germania. În jur de 80 eu. Într-o săptămână. Eu. Dar m-a spunat Vali, că am fost plecat în 2 zile. Deci în fiecare zi a venit băiatul ăla de pe Vali, nu știu cum îl cheamă. Frate cu capăt, nu știu ce. Spunea cu microbuzul plin și microbuzul contract. 20 de inși. Spunea la chine ce semnau contracte plecau numai de la Drăgugești, dar urmează de Rinu, la care la fel vor pleca aia câteva sute, urmează la Blătila mai puțin. Da, câteva să apunem. Sunt la Blătila, la Blătila, la Blătila, da, asta e. Da, trecem la punctul 5, raportul primarului privind starea economică și socială și de mediu a comunei în 2017. E vorba de raport de activitate pe anul 2017, după care știm cu toții, l-ați primit. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi spuneți. Partea de cifre acolo, spun un pic în ceasă, e aceeași pe exemplu, ceea ce vreau 17. Dacă nu este... Nu te-ai aprobat? Acum, deci nu așa. Da. Okay. Hai să discutăm sau să ascultăm cu domnul Popescu, nelipsitul nostru cetățean al satului Ghelegiu. Vă ascultăm, domnul Popescu. Am ajuns la dumneavoastră datorită faptului că trebuie să fiu și la acestea anterioară. Am pierdut-o datorită brevii. Da. Și vei veni pentru mi s-a reglat. Deci eu am cumpărat o casă în 1997, am titlul autentic. În 2013, eu sunt anulat. Spuneți-mi și mie, cum, cu ce ajutor, cum a făcut acel titlu de proprietate prin modificare și este există pe terenul meu care l-a cumpărat cu titlul autentic, Ileana a fost proprietară. Deci eu nu știu ce să vă spun și nici colegii mei sunt convins că nu știu ce să vă spun. Pentru că aceeași poveste o ascultăm din câteva ședințe, eu o ascult... Nu, e una singură. Eu o ascult de 8 ani și știți foarte bine. Nu, e 5 ani. 5, nu știu. Aveți amătărări judecătorească. Domnul ăsta, știți despre ce este vorba, că ați fost viceprimar, vicepreședinte al comisiei și acum acolo primar. Eu știu atât, dumneata e o casă la Ghelegiu, cu un teren pe care a cumpărat conform formului contract de vânzare-cumpărare. Unii. Și că o tărea jucătorească în care ai pierdut-o cu vecinul ma ta, nu are ce treabă cu casa. Cu cine vecin? Cum da, o tărea jucătorească ce spune, domnul? Noi nu suntem mai presus de lege, să știți. Nu pot deci, pe mine mă interesează să-mi dea scris, semnat și ștampilat unde locuiesc eu. Asta, pentru asta. Aveți buletin, scrii, la satul Ghelegiu, comun, Ghelegiu, numărul... Aveți casă, plătiți taxe și impozite la Ghelegiu. Ci vecinul dumneavoastră... Dar eu să scriu ziua de evidență din asta sau eu știu cum îți spuneți... Dar cum să scriu, domnule, mai prezent? Ce să scriu unea? Nu știu ce să scriu, că eu aș trăi 5, că m-am ca să scăp, dar nu știu ce să scriu. Ce vă zic eu, domnule, unde locuiesc? Nu știu ce să scriu, care e problemă. Desigur, mă referință de rău, dar i-am dat, dar nu vrea așa. Cum nu doriți adeverință de rău? Adeverință, dacă îi spuneți adeverință. Adeverința de lor înseamnă că dumneavoastră locuiți-o cu un religiu, spune exact unde și cum. Nu, ce vese. Atâta de mi s-a zis că adeverința de lor este singura adeverință pe care eu pot să vă eliberez dumneavoastră ca și dovadă că locuiți la religiu. Este aceeași adeverință. Este aceeași adeverință pe care o eliberăm în momentul în care se preschimbă buletinul sau se face un buletin. E cu numărul de casă, poziția de rol, și zona în care locuiți, care nu știu acum că sunt în instanță, deci acum... Dumneavoastră sunteți în instanță nu pentru că n-aveți casă, sunteți în instanță pentru că ați ocupat abuziv pământul unui om și omul v-ați înjudecat și v-ați pierdut. Păi nu vreau, deci unde sunt eu, dați-mi vecinii, vă rog frumos. Nu vreau altceva, doamne, mă duc acum. Nu aveți cumpărare de recuperare. Ce scrie în vânzare de recuperare? Aveți cadastrul la... Nu, are cumpărare de vânzare de recuperare în care se pune vecinii. În 2013 a venit altcineva și mi-a trecut pe fostul meu teren, pe fosta proprietară. Nu. Nu există.
Pe cine v-a făcut un ala, nu? Cine v-a făcut ala? Dați-l în judecată cu ala. Păi nu, păi de ce dar nu ce vorbesc, domnule? De ce o suprapus tine? Domnule Zărnescu, dar acum adică vorbim cu ziua. Dacă adică, nu înțeleg. Și atunci? El are terenul. Dar vă arăt acum, am tot să-i urmești. Nimeni nu-i locuie. Și atunci trebuie să-i urmești. În 2013, în 2013, a venit iar în urmă. Dar are are tot în regulă. El a ocupat terenul cuiva. Domnule, nu asta mă interesează că l-am ocupat. Vă rog frumos să-mi spuneți unde locuiești, cu cine mă vecinez. La Chelegeu. Și mă vecinați? Ce nu? Cu rață, la Chelegeu. Nu sunt nici o rață. Dar n-ai actul de vânzare cumpărare, nu scrie cu vecin. Dați-mi de vânzare cumpărare. Dați-mi și nouă actul de vânzare cumpărare. Deci peste vecini, acolo. Acolo nu e vânzare cumpărare, spune că la ce a cumpărat omul, suprafața, deci, cu vecini. Și la ce mă trebuie. Și suprafața are omul, ce-o cumpărare la sănă la de 2013, m-am luat și trebuie fost acolo fiecare, dar trebuie să mă înțelegeți. Deci eu nu mă pot duce la archiv, nu mă pot duce la cadastru, nu mă pot duce la primărie, nu mă pot duce nicăriți din cauza că mi-a luat terenul meu. O putere de iarăși poate. Domnul Bufesar, ai mai mult teren acolo decât și în contract? Ai mai mult teren? Nu te interesează. Deci nu. Nu e adevărat. Deci cât am eu și vecinii mei interesează. Nu, haideți să vă datați din contract de electorare, nu puteți să pierdeți. Noi... Deci, asta ce întrebare e? Nu Uitați că titlul ăsta a venit prin modificare la mine. Haideți să vedem problema lui domnul Domnului... Nu știu ce răzând, de la Drăguget, numărat. De la Drăguget? De la Drăguget. Acolo, de astea. E vorba de zona unde stă... Piteiuș, pe acolo, nu știu. Nu știu. Dar e târși, târși, târși. Să-i facem cadou. Cetățenii satului Drăguget, vă rog să luați la cunoștință situația drumului de pe Târși. Este foarte nouă și copiii mei merge la școală de cărață în brațe de părinți. Și mi-a dat aici 40. Știți ce s-a mai devreme, când noroiul este peste tot. De luni am discutat deja cu firma. De ce să mai cheltuim bani? Și la Mocane acolo este. Zeci de mașini din balastru. Cât se poate am un an? Doi, ăsta. Se mai poate betonatul. Nu mai cheltuim. De ce? Nu, nu, ce? Deci ce am discutat de beton, am discutat pentru că am băgat o investiție pe Brătila și la Drăgești, ce e vor acolo în schimbă. Dar dacă nu sunt făcute șanțele de șărăm balastul de șarabă. Eu am discutat cu oameni de acolo, oamenii sunt ca și cei după dealul bisericii. Dealul bisericii și aici la Cămin am găsit înțelegere cu niște oameni gospodari, care au venit cu o parte din banii, i-am venit noi cu ce am putut să-i ajutăm și au rezolvat cât de cât problema. M-am întâlnit și cu o parte din cei de aici, cu Pătărnic Ionel, cu mama lui Dan ăsta Pantaleu, și o să căutăm o soluție prin care să-i ajung și eu cumva. Nu, pietruirii, dacă putea o cifră, două de beton printre ținere și să... Ce am făcut pe drumul anul ăsta, o bună parte, am dirijat de Brătila, că dacă nu plombăm
DN160, 160 plătina, riscăm ca la anul să fim ca la Onesa, nu știu unde e mașina. Deja drumul are 11 ani, iar cu garanția unui drum beton asfaltat e de 10 ani. E clar că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Atunci eu vreau să nu ajung în situația în care nu mai pot acoperi acele găuri și să plombăm 20, 30, 50 de găuri cât o fi, să le așezăm acolo sus la Andrei, unde iar e rău, la Calai, în stații, la Ardeleanu și găurile care mai sunt, măcar să le plombăm. Încerc, da? Dar să văd. Dacă ei o să... Cred că o să implice și ei, că erau interesați să așeze. Acum, cum e treaba acolo? Ei azi folosesc un drum pe care l-am făcut eu acum 4-5 ani. Cine din Drăgugești știe foarte bine lucrul ăsta. Și eu știe că e de la Drăgugești și cred că știe și de la drumul ăsta. Drumul ăsta, după cămin, imediat la stânga, a fost un drum de căruță în gust. Nu a fost un drum de acces din mașini. Până acum 4 ani, 5 ani, când am dat noi drum și am luat un excavator și am un buldozer, l-am lărgit. E adevărat, e drum care nu ușurează accesul către gospodării. Că e pe scurt, nu mai ocolesc la fântâni pe acolo, că la nu știu unde împărăm. Ăla cu vorii betonat, ăla, panta ce i-am făcut, da. Nu știu posibil. Nu știu acum că știu că nu avem bani investiți, ce a fost bani, am împărțit toți pe tot ce am discutat ăla cu două luni de zile. Dar prin întreținere, mai să mai vin și eu cu o cifră, mai cumpăr și eu o cifră, poate găsim o soluție să-i ajung. Da. Eu am și altceva. Când de exemplu am zbalat cu drumul ăsta, trebuie un autogrill. Degeaba avem autogrill. La autogrill îl strânge grămașul, îl face pompașul ăla, că se fuge apa în domnul ca să nu poate să iei de autogrill pe drumurile astea înguste. Că pe drumurile la așa, cum cel la de elevi sau cum așa, pe drumurile înguste, ulțele înguste, care sunt și înguste și în curbă, ăsta are 7 metri, cât ai la urmă. Cam așa, vorbeia. Nu poate intra. L-am avut acum, pot să iei pe drumul Poierii. Deci am cheltuit, nu știu, n-am făcut un cap, încă n-am o situație de lucrări, dar pe câteva 10 milioane bune pe drumul Poierii. Am balastat, am băgat autograder, când am terminat și domnul ajută, o fi zăpadă asta din nou, dacă merge azi spun la Iancu, mai rău că cum a fost. Da. Nu știu ce să fac. Nu știu. Situația eu știu, soluția nu știu care este. Dacă ne-ar trece acel proiect peretele pe AFIR, pe 7-2, cu modernizarea drumului locale, care avem bună parte din drumurile astea pentru asfaltare, ar fi treaba cum ar trebui să fie. Dar nu o să fie, că nu sunt bani și sunt convins că nu ne-ar cedă proiectul. De 2 ani zile de pus, avem 47 de puncte, s-au intrat cu 50 și încerea cu 50 care l-au luat acum 2 ani, nu au semnat contractul finanțat. Ce să vă zic, mă? Asta e situația. Altcineva? Da. Nu e aici, la Fialcanul Grimini. Așa. Subiectura Panta e la... Da. Așa. Toată apă vin la voi cu Grimini, nu duc la Grimini. Nu se duce nici în stânga, nici în data asta. E o tonat de tot. Imagine, nu fac franță. Și toată apa e unul de credin la lumea. Al voi cu? Da. Trebuiau niște dare întrerupte peste condiția. Și era eu apa de aia acolo. A, la voi cât peste drum? Da. A, așa, așa, mă gândesc. Deci apa care vine pe... De, da, de sus. De pe aia, așa. Da, podețul acolo e făcut. Nu o să intre în șanțul ăla de... Deci este corectare, da? Pentru că podețul este făcut complet. Dar podețul ai făcut de noi, nu? Pe... Nu, pe noi. Nu, trebuie să-mi facă... Pe noi din firma care tu trebuie asta. Da, da. Și-ai făcut nou. Toată apa se duce la asta în grăină. Păi e clar să duce. Așa cum vine mult apă. Este mai rea că merge în asfalt și la asfalt și la apă sunt reprezentat. Se ridicează, da. Asta o să se mobilizează. Dar nu ce așa o să mă Fost iar mult, nisip mult, firea să fie așa. Dar l-am tot lăsat pentru că la o ploaie, la o polei, dacă mai îngheață într-o seară, două, nu mai ajută la patinat. Nu avea cum acolo. Da, dacă voi sunt probleme... Da, de la Ciorca de tonă. Așa. Dacă nu vinți în formă în asfalt, mai trebuie arbitru la drumul? Știu că acolo e problemă. Ce se întâmplă? Nu noi votărăm urmă. Este extraordinar.
drumul, este nitravilant și atunci trebuie să merg la Consiliul Județean să cer avizul structurii. Și sigur, Consiliul Județean, pentru că ne interceptăm cu DN11, ne va da aviz de la drumul național. Eu nu cred să lăsăm 5 metri, 10 metri. Oricum așa luat-o în capul și așa luat-o și primat, am să lăsăm 10 metri să nu înțeleg de ei. Dar sigur, Consiliul Județean vă trebuie la DN11. Eu nu cred să fiu problemă, pentru că eu vin în sprijinul lor astăzi. Dacă noi ne facem acolo rigolă și dirijăm apa în subtravesarea aia, nu mai este apă. Dacă mergi acum la Unești, că acum vin de acolo, e drumul ăla până la Denuța, e plin de apă și noroi numai din cauza că se scurge pe versantul nostru. Dacă noi îl betonăm, am luat în capul primul 20 de metri cu ancore de fier beton ca să nu patinieri sub derapeze, n-ar trebui să fie o problemă. Dar eu vorbesc de timp. Pentru mine înseamnă timp. De tot ce înseamnă documente astea dus la drumuri naționale, e acolo au 2 sau 3 specialiști la nivel de Iași care se ocupă de avizii și ne întârziem iar 2-3 luni și ne apucă august septembrie să punem beton. Așa întâmplă noi în țară. Asta e, dacă s-ar mișca mai repede pe avizii și nu ar fi atât birocrație, nu ar fi nimic. De exemplu, cei de la mediu, dar cei de la mediu se ocupă să se mișcă foarte repede. Totdeauna, când am depus la ei, a doua săptămână la o ședință, imediat în 7-8 zile avem mare. Pe la Arte de Române, pe la drumul național. Stai luni întregi și aștept să... Măcar de depus. Când o vine, o vine asta. Da. Da, haideți să citesc un pic contractul de recuperare. Da? Deci spune așa, că subționații mei Ioan și Floare, vă vine dumneavoastră o casă la HNG-ul. L-am vecinat la nord cu tot de Rașcu Ștefan, la sud Mitică Costică, la est drumul, și iar la vest Rață Neculai. Ce nu-i recunoscut? Deci vă rugăm să rețineți, domnul primar, la ședința următoare să știți care sunt vecinii, domnul primar. Da, eu știam și fără să... Da, iar de ce vecini, vă întrebați? Păi nu dar știu, dar poate fiecare mai vândut dintre ei și nu a vândut nimeni. Păi cum? Acolo a fost un dâm, s-a nivelat de semenea Elegiu în 82-83 și s-a așteptat domnul Ștefan Toderașcu, îl am în toate altele, Ștefan Toderașcu, nu-i Brăina. Și a venit tocmai Brăina Neculai în spatele meu cu concisul de proprietate prin modificare. Care-i problema mea? Domnul, dumneavoastră aveți 990 de metri acolo? Poftim? Aveți 990 de metri? Nu, are 2700. Și atunci despre ce vorbim? O vinde executorul. Nu, domnule, dumneavoastră, cât ați plătit aveți? Am teren. Dacă vreți, domnule... Ca să pot să descoper acest neacază care l-am povestit oamenii ăștia peste mine, că ăla teren mi l-a dat mii, nu lor, mi-i întrebi la devenire de la primărie, se vrea să-și ștambilat. Cum ți-l-a dat ție? Ștefan Toderașcu cu ideal. Ți-l-a dat cu acte? Nu. Dar ei au acte. Păi și atunci ce mai trebuie? Bă, dar ei au acte. Nu mai bană măcar la aici. Bă, Ștefan Toderașcu. Care e proprietar? Nici măcar război n-a făcut Ștefan Toderașcu. Și are acte? Nu. Cine te năgea? Cum? Cine te năgea? Isidor Maria, o dată judecată. Păi au venit cu niște acuite, cu titlul de păi dacă are articul. Păi doar mai titlul de proprietate, mai bine. Nu știu că ați zis pe proprietate. Ia uite și mă dar ce titlul de proprietate. Domnule, nu știu rol pe cel și curează la rețeta. I-am dat la rețeta. Sunt în virumbă de la mochilare. I-am dat la nici măcar să-i mai judeci. Iată, așa, pentru proces, omul trebuie. Da, îmi poftim bunăriza recuperare. Ai judecător de totul de locul. Și acum are judeu. Și acum mai țin până locul. Când l-a făcut domnul Ienea, tot Ștefan Toderașcu este domnul primar. Uitați-vă ca să o vedeți. Dar nu... Nu are niciun relevant. Nu sunt mai pe sus de legii eu, dacă judecătoria nu s-a dat toate. Și îmi dă și mie, știți, pare un înlocuiesc și eu. Acum, Ienea, 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 Ienea. Nu e regele acum, dar e cumpărat de la Ienea Floarea și nu e vreodat de Ienea Ienea acum. Titlul ăsta care e venit acum, Brăila Neculai, păi Ienea Ienea a trecut. Pentru că titlul ăla a fost făcut în 91, când Ienea era completat. L-au făcut în 2013. În 2013 este modificat, domnule. Modificat, da. Cum este cazul acolo. Și ce caută Brăila Neculai acolo? Păi ce caut? L-am pus eu, l-au pus cine acolo. S-a dat terenul, la legea 18, l-am pus eu acolo. Eu aduc mardă în organizația cu deși mi-i trebuie de iată, doamne. Deci, deci aduc mardă în organizația cu deși mi-i trebuie de iată. Mergeți în instanță și avocatul dumneavoastră sau avocatul celelalte părți o să-ți facă adresa oficială pe primăria Ghidaciu prin care îți pun la dispoziție orice document de cere. Eu o să vreau. Nu pot mai mult. Dar avocatul, nu dumneata. Eu nu pot să dau la tale cum la, când e studiul ăla în casă, a fost sau nu are. Tot când e tot ăla în casă.
Ai teren, nu ți-a nimeni teren, nu ți-a stricat nimeni gardul, nu văd nerăbdare. Cum nu mi-a stricat dacă mi-a băgat țevele pe viele din pământ? După ce te-ai întins, bă, eu m-am întins. Dar așa ăsta ai capul de pământul. El a luat capul de acolo și-o fără. Să-ți zis eu. Ai luat teren? Da, dacă mai stați în discuții, de vă rămân chestia de astăzi, de prezență. N-am înțeles nimic.